gol. Ceea ce a lăsat Cristos în lumea noastră sunt niște semne care rămân neșterse, dar provocarea cea mai mare pe care ne-a lăsat-o, ne-a lăsat un mormânt gol. Mormântul gol al Mântuitorului provoacă ateismul de astăzi, scepticul de astăzi, necredinciosul de astăzi, mormântul gol al lui Hristos sfidează religiile păgâne ale lumii și vorbește și astăzi că Domnul este viu, înviat și este viu în veci vecilor. În dimineața Învierii, trei femei aleargă spre mormânt. Sunt îngrijorate de piatra uh, grea a mormântului pe care vor să o dea la o parte. Cum se va da la o parte piatra aceea oare? Nu știu cum o să se descurce, dar au de gând să ungă trupul Mântuitorului cu miresme, să-l pregătească pentru moarte, așa cum pregăteau uh, trupurile celor dragi care trecuseră la cele veșnice. Spre surprinderea lor, Piatra era dată la o parte, soldații romani care trebuiau să păzească mormântul, o altă îngrijorare a femeilor dispăruseră și le se arată un înger. Cuvestea cea mai minunată care poate să existe Hristos nu este aici. El este viu și este viu în veci, vecilor. După înviere, Domnul Iisus Hristos a arătat de mai multe ori uh, ucenicilor și celor dragi ai lui. Este interesant că Mântuitorul n-a demonstrat dușmanilor lui că el este viu în vecii vecilor, că a înviat. Cei mai mulți dintre noi, dacă ar fi trebuit să scriem o istorie a învierii, nu? Cred că am fi fost foarte ispitiți să facem așa un pic de demonstrație de putere divină, nu? Hristos se duce la preoții cei mai de seamă, îi umilește. Nu, no, Domnul nu se duce la răstignitorii lui, se duce la ucenicii săi și li se arată ucenicilor. Haideți să vedem arătările Mântuitorului după Înviere. Vom găsi în Sfânta Scriptură mai multe arătări ale Mântuitorului și prima căruia îi să arată Mântuitorul, este Maria Magdalena. Iată ce spune Evanghelistul Marcu la capitolul 16, versetul 9. Iisus, după ce a înviat, în dimineața din a săptămânii, s-a arătat mai întâi Marie Magdalena, din care scosese șapte dragi. Acum, din nou, dacă noi ar fi trebuit, ar fi trebuit să scriem povestea Învierii, cred că nu ne-ar fi trecut absolut niciodată prin cap, ca prima ființă căreia îi se arată Mântuitorul cel viu să fie o femeie și și una din asta care, <gânghe> auzi, domnul a avut șapte draci, nu? Am fi ales cine, cui îi se arată Mântuitorul primul, nu? Probabil lui Petru. El era purtătorul de cuvânt a apostolilor, nu? Sau lui Ioan. Nici Niciodată nu ne-ar fi trecut prin cap să se arate unei femei, mai ales că în vremea aceea o femeie era foarte dez, desconsiderată în, în societatea de atunci. Trebuia să fie cel puțin două femei, dacă nu trei, la tribunal să aibă puterea de mărturie, de convingere ca un bărbat. Cum de -a ales totuși Domnul să se arate unei femei și prima, prima arătare unei femei? Probabil este un mesaj foarte puternic aici, care a trebuit să sune bine și pentru noi, care încă suntem o religie foarte a bărbaților. Nu? Că Domnul le prețuiește foarte mult și Dumnezeu are un scop la fel de măreț și de glorios și pentru ele ca și pentru soții lor. O a doua arătare a Mântuitorului este tot unor femei, altor femei, dar iată că le-a întâmpinat Isus și le-a zis: Bucurați-vă! Ele s-au apropiat, se cuprindă picioarele și s-au închinat. Matei 28 cu 9, de fapt, textul pe care l-a citit și fratele Botea. Alte femei. Apoi vine rândul a doi ucenici care pleacă la țară. Atunci când ne lovesc marele suferințe, marele necazuri, am vrea să ne întoarcem acasă. Nu? Dintr-o dată, la marele noastre pierde și suferințe, ne aducem aminte de casa părintească, de satul în care ne-am născut. Și am vrea să ne întoarcem în mijlocul unor oameni care ne-au iubit cândva. Am vrea să refacem o comunitate care ne-a acceptat. De aceea, atunci când lovește boala, bătrânețea, moare cineva din familie, vine o catastrofă undeva, oamenii se întorc înapoi în țările lor, se întorc înapoi la rădăcină. De cele mai multe ori nu mai găsesc rădăcina aceea, nu mai găsesc satul ăla de altă dată, dar este noi sentimentul acesta în marele dezamăgiri să ne întoarcem acasă. Pleacă înapoi la țară, în înfrânți, distruși și au pierdut viziunea vieților, nu mai au pentru ce să trăiască, să duc înapoi, probabil cântând de ce m-ați dat de lângă boi, nu? de ce m-ați dat de acasă, să fi rămas noi țărani acasă, să fi rămas noi acolo pe câmp, să nu ne fi luat după visele astea, nu? Tare bine ar fi fost și vine un străin care merge alături de ei. După aceea s-a arătat în al la doi dintre ei pe drum când se duceau la țară. Pe drumul Emausului, Mântuitorul s-a descoperit unor oameni dezamăgiți, unor, unor bă bărbați în bărbați înfrânți. A patra arătare este arătarea lui Petru. Este interesant aici, am putea avea o discuție îndelungă, dar cei doi, când se întorc înapoi, au și o veste foarte bună pentru ucenici: Am înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Spune Luca, 24, 33, 35. Bănuiesc unii teologi că unul dintre ei ar fi fost chiar Apostolul Petru. Apoi, în al cincilea rând, se arată ucenicilor adunați din care lipsește Toma, din grupul cărora lipsește Toma. Totdeauna lipsește cineva de la adunare, așa e. Totdeauna lipsește cineva de la întâlnirea cu Domnul Iisus. În seara aceleiași zile, cea din a săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați, ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a, a stat în mijlocul lor și le-a zis, Pace vouă! Domnul se arată grupului de ucenici din care lipsește Toma. Lipsește Toma și încă unul lipsește, care va lipsi pentru totdeauna. Iuda. Doar 10 mai sunt din cei 12 la această întâlnire cu Mântuitorul. Apoi când Doma aude că a avut loc această întâlnire și l-au văzut pe Hristos, el spune, dacă n-am să văd și n-am să pun mâinile mele în rânile cuilor, eu n-am să cred. O, oh, este așa de frumoasă veste asta care o spuneți voi. Mi-ar place și mie să cred, dar eu vreau dovezi. Și pentru că vrea dovezi, Domnul îi le dă. În a șasea întâlnire, apostolii sunt adunați acum împreună cu Toma. După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Isus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Și apoi știți bine că i-a zis lui Toma, adu degetul în coace. Dacă vrei dovezi, sunt aici. Apoi găsim că Domnul se arată celor șapte ucenici pe țărmul mării Galilei. Simon Petru, Toma, Zizgeamăn, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei, doi dintre ei și alți doi dintre ucenici, deci șapte împreună, toți sunt la pescuit în Marea Galilei. Pe țărm este cineva care pune o întrebare foarte ciudată. Copii, ați prins ceva? Și ucenicii a spus, Doamne, îmi pare rău, dar nu iese pește în baltă asta. Toată noaptea. Și Domnul spune, aruncați mreaja în partea dreaptă. Și când au simțit greutatea peștelui și au adus aminte de o altă experiență a unei pescuiri minunate și au strigat, vă să este Domnul. Petru s-a îmbrăcat, a sărit în apă, de obicei oamenii se dezbracă când sar în apă, dar când e mântuitorul pe țărm, te îmbraci s-a îmbrăcat și a sărit în apă și a plecat la Mântuitorul. Și pe țărmul mării a avut loc această întâlnire extraordinară în care Domnul pune întrebările acelea tulburătoare lui Petru. Mă iubești tu pe mine? Apoi spune Sfânta Scriptură că s-a arătat la peste 500 de frați deodată. Iată ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 6. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit, spune Apostolul Pavel. 500 de martori odată. Apoi se arată lui Iacov, fratele lui, fratele Domnului. În urmă s-a arătat lui Iacov, spune 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 3. Apoi a zecea arătare este arătarea ucenicilor înainte de înălțare. După patima lui, li s-a arătat viu, prin multe dovezi, arătându-li se, deseori, timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Timp de 40 de zile s-a întâlnit cu ucenicii înainte de înălțarea lui la cer. Apoi, înainte de înălțarea lui la cer, se arată celora care sunt prezenți la evenimentul acesta. Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a șezut la dreapta lui Dumnezeu. Acestea sunt arătările Mântuitorului după învierea lui, așa cum le menționează, în ordine cronologică, textele Sfintelor Scripturii. Vreau să continui cu o cu altă afirmație, care este extrem de importantă: este că acești oameni care l-au văzut pe Mântuitorul, care au avut dovada învierii sale, au o autoritate extraordinară în a prezenta mărturia lor peste viacuri. Și vreau să discutăm puțin despre această autoritate a mărturiei apostolilor. Pentru că, în ultimă instanță, noi credem cuvintele acestor oameni. Noi ne bazăm pe experiența acestor oameni. Oamenii aceștia, după ce l-au văzut pe Isus Hristos viu, au scris. Avem epistolele lor, avem. Evangeliile lor. Noi am crezut cuvintele lor. Haideți să, să vedem în această dimineață care este autoritatea acestor cuvinte. În ce stă autoritatea apostolică în a depune mărturia că Hristos este viu în vecii vecilor. Și primul lucru care vreau să îl menționez în această dimineață este că autoritatea lor, a apostolilor, este demonstrată de natura mărturiei lor, de natura mărturiei În primul rând, mărturia lor este bazată pe dovezi empirice, pe experiențe personale. Ei nu vin să ne spună că au auzit sau că așa cred ei că s-a întâmplat, sau că din circumstanțele așa se poate trage concluzia că Isus este viu. Ei au venit să spună, noi am stat la masă cu el, am mâncat cu el, noi am pus degetul, noi am avut părtășie cu el. Dovezele lor nu sunt dovezi decât de prima mână, dovezi a unor martori oculare, a unor oameni care au trăit momentele acelea ei însuși. Apostolii apoi, de-a lungul istoriei, au refuzat dovezele de mână a doua, când s-a format canonul biblic. Este foarte interesant că s-au stabilit niște reguli. Una dintre regulile a fost acestea. Nu vom pune în Biblie mărturia nimănui care a auzit ceva. Ce vom pune în Biblie, scrisorile, scrierile acelor oameni care au trăit, care au fost martori lui Hristos, care au fost împreună cu Hristos. De fapt și definiția apostolilor este omul care a fost împreună cu Hristos. Nu vom pune în Scriptură mărturii de mâna a doua. Punem în Scriptură numai mărturii de prima mână. Oameni care au trăit și au văzut în mod nemijlocit experiența aceasta a întâlnirii cu Hristos Cel care este viu. Timp de 40 de zile au fost cu Mântuitorul. Au mâncat împreună cu El, l-au atins, au văzut că este viu, că este autentic, la un moment dat, ucenicii spuneau, probabil este un spirit, este, este o vedenie ceea ce ni se întâmplă acum. Și Domnul spune, un spirit nu are carne și oase, nu mănâncă. Dați-mi de mâncare. Eu nu cred că Mântuitorul care era într-un trup slăvit, glorios, după înviere, avea nevoie de hrană. Dar a mâncat special să-i convingă pe ucenici că el este în trupul acesta, înviat și el, în lui, este autentică. 40 de zile a demonstrat că este viu acestor oameni. Mărturia lor nu este mărturia unor, unor indivizi așa pe, pe sărite, nu? Unul s-a întâlnit astăzi, și celălalt s-a întâlnit în altă dată, ci este mărturia de grup. Domnul se uh, prezintă unui grup de, de oameni. Noi ca indivizi ne putem înșela, putem avea impresii, putem avea, cine știe, halucinații ca individ dar nu ca și grup. Trebuie să fie totuși unul luminat între noi, să spunem, oameni buni, nu este așa. Domnul s-a arătat unui grup de oameni, unui grup de ucenici. De aceea, autoritatea apostolică ne este demonstrată de această natură a mărturiei lor. Este o mărturie a unor oameni care au văzut, au trăit și a fost alături de Mântuitorul. Ei sunt martori, pot să fie niște martori, pentru că au văzut și au trăit aceste evenimente. Apoi, un al doilea lucru care trebuie să-l discutăm este că autoritatea a fost demonstrată de transformarea extraordinară acestor oameni, după ce au trecut prin ceea ce au trecut. Până la înviere, apostolului erau fricoși, fără speranțe, Petru s-a lepădat, ceilalți au fugit, Știți bine cum a fost. Bate voi păstorul și oile se vor risipi. După înviere, spune Sfânta Scriptură că îi găsim cu ușile încuiate. Un om care crede în înviere nu își încuie ușile, care crede într-un Hristos viu, nu se mai teme de asta. Dar ei nu mai credeau, erau triști, mergeau triști spre satul natal. s a oprit uitându-se triști, spune Sfânta Scriptură, la străinul care călătorește împreună cu ei. După înviere însă se întâmplă ceva extraordinar cu acești oameni. Se duc direct la templu, îi confruntă pe mai mari religii lor, spunându-le, voi l-ați răstignit pe Hristos. El era Fiul lui Dumnezeu. Nu se mai tem, laude pe Dumnezeu în public, în templu. Este o transformare extraordinară. Îi acuză în public pe răstignitorii lui. Voi ați răstignit pe Domnul vieții. Iată ce spune un uh, fost director al Departamentului de Lingvistică Aplicată de la Universitatea Ban Ilad din Israel. Dacă apostolii au fost total dezamăgiți la limita evadării disperate din pricina realității crucificării, a fost nevoie de un alt motiv foarte real pentru a transforma acest grup de evrei deznădăjduiți și respinși în cea mai încrezătoare și curajoasă societate misionară din întreaga istorie. Dacă crucificarea Mântuitorului i-a aruncat în disperare pe oameni aceștia, așa, trebuia să se confrunte cu o realitate la fel de puternică a învierii Mântuitorului ca să fie transformați în cea mai dinamică și mai curajoasă societate misionară din istorie. Nu se putea altfel. Numai învierea putea transforma acest grup de lași, de fricoși, de oameni care s-au lepădat în niște oameni extrem de curajoși, care își confruntă neamul, care nu se mai tem de persecuție, care se duc cu vestea aceasta până la marginile pământului autoritatea demonstrată de transformarea acestor oameni. Apoi, în al treilea rând, autoritatea mărturiei lor ne este demonstrată de standardul lor moral. Apostolii au dus o viață sfântă, de înalt standard moral. Și nu numai că au adus-o, dar au predicat un asemenea standard moral și i-au îndemnat și pe alții să-l trăiască și să trăiască în sfințenie. A minți despre învierea Mântuitorului, ar fi fost păcatul de neiertat pentru uh, acești oameni. Standardul lor moral dovedește autenticitatea uh, autorităților și a mărturiei lor în fața lumii întregi. Și un ultimul lucru care vreau să-l menționez este că autoritatea apostolică este demonstrată de prețul pe care ei l-au plătit pentru mărturia aceasta. Apostolii au avut mult de suferiți pentru mesajul Învierii Mântuitorului. Orice uh, mesaj ar fi fost ok, nu? dar să nu spui că Mântuitorul este viu. Creștinismul sună bine, ca și filozofie, ca și, mă rog, standard de viață, standard moral, mod de a trăi în această lume, respectul de sine, iubește pe aproapele tău, ca pe tine însuși, super, ne mai pomenit, ne înțelegem bine. Dar să nu vorbești de înviere. Șai? Învierea strânește opoziția. Mântuitorul înviat dintre cei morți a dat acest mesaj ucenicilor. Mergeți și depuneți mărturie până la marginea pământului. Pentru ce? Despre ce mărturie? Că Isus este viu, că a înviat. Învierea Mântuitorului a fost centrul mesajului creștin. Apostolul Pavel spune foarte clar, dacă n-a înviat Hristos, suntem niște martori mincinoși. Nu ne folosește la nimic. Tot creștinismul nostru nu folosește doi bani, zicea el. Ba, din potrivă, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Apostolii s-au dus și au făcut din înviere centrul mesajului lor. Știau că au de suferit pentru asta. Și au suferit din plin. Cu excepția lui Ioan, toți au murit ca martiri. Acum este adevărat că sunt oameni care au murit pentru minciuni? Au murit pentru o credință falsă. Asta n-a fost însă o credință oricare. Oamenii s-au dus la moarte știind că există înviere. Știau că Isus Hristos este viu și ei vor învia așa cum a înviat el. S-au dus la moarte și au murit ca martiri. Fratele Domnului Iacov a fost alugat din templu și apoi a fost ucis. Pentru că a propovăduit învierea lui Hristos. În această dimineață frumoasă de Paști, de înviere, avem un mesaj extraordinar de frumos pe care l-am moștenit de la niște oameni care au murit pentru el, au trăit pentru el, niște oameni care au Trăit în sfințenie, care au fost transformați de acest mesaj și care și-au depus mărturia pe care noi am crezut-o și mărturia aceasta ne-a transformat și pe noi. De aceea, în această dimineață a învierii, avem o poruncă de la Mântuitorul cel înviat dintre cei morți. Bucurați-vă! Bucurați-vă! Hristos a înviat! Bucurați-vă! Domnul dacă te va porunci imediat după ce am înviat din morți, prima dintre ele este aceasta, bucurați -vă. Dacă avem vreun motiv să ne bucurăm în această lume în care bucuriile sunt tot mai rare și mai anevoios de achiziționat, nu-i așa? Avem unul care nu ni se va lua niciodată. Există această bucurie a învierii, a credinței în viața veșnică. N-am crezut în bucuria aceasta, în efectele ei atât de mari, în importanța acestei porunci divine, așa de mult cum am crezut lângă mormântul tatălui meu. Niciodată speranța asta nu mi-a adus atâta mângâiere. Bucurați-vă în fața mormântului, bucurați-vă o altă poruncă a Mântuitorului a fost, mergeți și spuneți altora. Și femeile au plecat și au spus, ucenicii au plecat și au spus, și noi trebuie să plecăm să spunem altora. Și ultimul lucru pe care vreau să-l menționez este că Mântuitorul, în via dintre cei morți, a rostit pace vouă. Pace vouă. Pace, bucurie, și duceți-vă. Nu te poți duce fără pace și bucurie într-o lume atât de ostilă mesajului învierii. Dar când ai pacea lui Hristos în inimă și când ai bucuria învierii lui, atunci te poți duce oriunde. Fie ca pacea lui Hristos și bucuria învierii să vă fie înmulțite în această zi glorioasă de sărbătoare când Hristos a înviat, și El este viu în vecii vecilor. Hristos a înviat. Haideți să ne ridicăm în picioare și să mulțumim Domnului pentru bucuria aceste sărbători, pentru credința care a inspirat-o inimii noastre și după rugăciunea aceasta în comun, am să rog pe fratele Doru Gurban să vină aici la microfon, să încheie cu rugăciune de mulțumire înaintea Domnului pentru sărbătoarea aceasta. Doamne, stăm înaintea Ta și